Am 36 de ani, 5 copii și sunt în clasa 1. Vă veți descurca? Vom primi un soare la 2. Îl împarți în 2 și zici că e lună. Vom avea 2 luni. Ne-a tăiat capurile. Educația tehnologică! Crață mută! Nu avem voie să ne expunem părerile? Wow! E de simplu să treci clasa! Dragii mei, cu toți am trecut în clasa 3-a! Ce e cu cearșaful ăsta? Este noul meu penar. Iar tema de astăzi este sinonimele. Cine dintre voi cunoaște ce înseamnă sinonim? Eu știu. El știe. Cuvinte asemănătoare. Da, cuvinte cu același sens. Nu e chiar așa definiție, dar se acceptă. De exemplu, dacă știi. Exemplu? Dumitru nu alerga înaintea trenului. Eu știu, pot să dau un exemplu. Bine, hai spune, văd că nu ai răbdare. Spre exemplu, cuvântul cool. Acesta este caietul meu. Ce cu tine? Cool, caietul ei. Acesta este caietul meu? E deja o propoziție, nu un sinonim. Adică ce, vreți să spuneți că caietul meu nu este cool? Vreau să zic că tu nu ai spus corect. Și dacă tot ești atât de vorbăreață, ia treci la tablă. Niciun fel. Bine, scuze. Vin. Scrie pe tablă cuvântul cool și mai jos sinonimele. Bine. Să te văd eu acum. Cuvântul cool. Știu cum se scrie. Ai scris cool, dar nu cool. Ba, am scris corect. Cool. Popular. Greșit, domnișoară. Tu nu ești cool. Grozav. De ce șoptești? Grozav. Uite, așa e mai bine. Bravo. Mai departe. Formidabil. Oribil. Nu-i corect, Mircio. Nu șoptim. Vezi că scrie prostii. Nu oribil. Formidabil. Dar de ce tot ai spui? A, da. Dumitru, calmează-te. Formidabil. Bravo. Dar Mircio, ai șoptiești. Trebuie să fiu bun cu colegii. Ei, lasă tu! Gata, eu mai știu unul! Extraordinar! Da, după ce Mircea ți-a dat ideea? Ba nu, eu singură! Vezi, mai știu una! Nemaipomenit! Wow, cât de multe! Mai... pomenit! Luminiță! Tu nu știi să scrii corect? Luminiță! Acest cuvânt se scrie legat! Dar tu ești cam cu limba dezlegată! Da! Excelent! Hai să lăsăm și pe ceilalți! Dar eu mai știu! Uite cum arde nerăbdare toți să iasă la răspuns! Lăsați ea să vorbească, să mai scrie ea acolo! Nu! Ba da! Dar tu primești un soare. Un soare. Dumitru, hai următorul. Dar de ce eu? Poate Mircea. Mircea vrea să iasă. Hai, tu Mircea. Ești următorul. Erai cu limba dezlegată. Hai, Dumitru. Du-te. Te așteaptă tabla. Luminiță, dar după tine cine să șteargă tabla? Hai, vino repede. Am uitat. Mă scuzați. Gata, ai pregătit-o pentru Dumitru! Ei,
O faci pe profa, da? Ba, de ce nu sună? Poate eu locul lui Dumitru. Da, Mircea și după aceea eu. Te sună. Vino, Mircea! Dar tu, Dumitru, să nu crezi că rămâi neîntrebat. Scrie-se nimul la... Stoi! Ce cuvinte folosiți voi pe rețelele de socializare? Hater! Ușor! Cuvântul l-ai scris corect. Să vedem cum te vei descurca și la sinonime. Răutăcios! Dumitru, cam așa ești tu! Știi ce? Eu nu sunt hater. Lasă tu! Ia gândește-te mai bine! Dușmanos! Până aici te descurci perfect! La asta nu m-am gândit! Disprețuitor! Ce face el? Probabil că are acolo vreun dicționar! Ba nu am nimic! Hai, continuă, Mircea! Sigur! Malițios! Da, nu știam că hater are așa sinonime. Trebuie să le notez. Wow! Dacă mai știi vreo sinonim, te trec clasa! Morocanos! Bine! Și-ți dau și un soare. Wow, ce rapid este Mircea! Dumitru, hai să te vedem, o rămâi clasa! De ce nu sună? Dumitru, tu ce aștepți culoci? Hai vino la tablă! Dar poate Ionut să treacă, sau Matei! E rândul tău! Hai! Mircea, ca și Luminița, nu a șters tabla! Hai, Dumitru, șterge tu și scrie sinonimul la cuvântul... Challenge! De foarte multe ori aud la voi! Poate că scriu challenge. Așa. Ce... L-L-E-N-G-I-I-E. Challenge. Challenge. Provocare! Hai că-i bun! Pune-l acolo! Ești pe aproape! Hai, scrie! Ați văzut că mă descurc! Dumitru, nu te recunosc! Nu-mi trece nimic prin cap! Păi în challenge mereu tot ți-ntrec! Deci este o competiție! Corect! Competiție! Întrecere! Întrecere! Corect! Și toți se... Joc! Da, joc! 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 Dar nu-i corect! Învățătoarea șoptește! Eu nu-i șoptesc, ci în drum! Uite, dacă mai scriu sinonim, atunci îți dau un soare și treci clasa! Concurs! Luminița, lasă-l pe Dumitru să gândească! Doamna învățătoare, nu o să credeți, dar tocmai acest cuvânt stătea pe limba mea și vreau să-l pronunț, dar nu-mi vinea. Concurs! Concurs! Desigur că nu te cred, dar hai scrie! Yes! Yes, yes, yes! Concurs! Oh, și am finalizat clasa! Pe ce n-ai auzit? Ce e, doamna învățătoare? Matei, ești prea gălăgios! Ia treci la tablă, scrie numele tău! Bine!
și tu în clasa a patra. Știi ce? El probabil știe numele lui. I-am scrie tate și mami. Chiar acum. Încă nu m-ați convins că sunteți demn de clasa a patra. Trebuie să vă testez și cât de rapid citiți. Nu am înțeles. Parcă ați spus că am trecut deja clasa. Pentru ce să ne mai testați și cu cititul? Iată tu, Luminița, ești cea mai vorbăreață. De aceea vei începe prima. Ai la dispoziție doar 30 de secunde să citești textul de la pagina 24. Și timpul a început. Dar de ce eu să încep? Pentru că mai puțin cu limba. Hai, pornește acolo. Hai, 3, 2, 1 și... Astfel a ajuns rob în sale, un port al maurilor. Soarta mi-a fost mai bună decât mă așteptam. În loc să fiu dus cu ceilalți departe în țara lor la curte, împăratul a rămas pe coastă, rob al capitanului corăbiei care ne atacase. Pentru că eram tânăr și puteam munci, stând acolo mă gândeam doar cum să scap, dar nu reușeam să-mi făuresc nici un plan potrivit. Nu aveam cu cine să mă sfătuiesc și nici vreun alt rob din țara mea care să plece cu mine. Au trecut astfel 2 ani fără ca să... întrezăresc o cale de a-mi împlini gândurile. O întâmplare mi-a redat însă nădejdea că va reuși... Reuși! Vinișor! Ia, vecinu, arată-ne ce poți și tu să te testăm. Da, dar eu nu sunt așa de vorbăreț ca și Luminiță. Și hai, citește! Și eu când citesc scrip de mă bălbă și nimeni nu înțelege și... nimic ce eu citesc. Start! Am ieșit de la pescuit într-o zi, stăpânul meu, invitația la pescuit 2 sau mai 3 mauri mai de vază. Am trimis 10 la bord o cantitate mare de provizii și mi-a poruncit să pregătesc 3 puști cu încărcătură de cezare și să duc de bord, căci vreau să își vrineze câteva păsări de mare. Am făcut totul pentru cum poruncise, barca fiind spată și dechisită și cu pavirioane ridicate gata pentru primirea oaselor, stăpânul a părut însă sigur, spunând că și ceilalți își amintiseră susirea. M-a trimis împreună cu servitorul și cu Xuri să-i pescuim niște pește. Unde? Hai. Aici la pește. Ok. Nu prea mă înțeles ce ai citit tu acolo, dar hai, transmite mai departe. Eu v-am preîntâmpinat. Când citesc, citesc prea grăbit. Ține Mircea. Hai. Stai un pic. Luminița setează ora. Și start. 15 frații erau prinși. Aveau câte o decorațiune pe piept și o sabie la șold și așa se duceau la școală. Scriau cu creioane de diamant și pe tăvițele de aur și învățau de rost tot atât de bine pe cât citeau. Când îi auzeai știai numai decât că sunt prinți. Elisa, sora lor, și dea pe un scaunel de sticlă. Stop, stop, stop! Dar eu sunt cel mai mic. Nu este corect. Știi ce? Tu spuneai că ești cel mai citit. Hai, să vedem cât de mult ai citit tu. Ia fiți atenți! Mircea numără și virgulele și spațiile libere. Nu-i corect. Ba nu, am văzut că numără doar cuvintele. Deci să facem totalurile. Mircea, în 30 de secunde, a citit 74 de cuvinte. Mircea, doar atât? Te lăudai că ești școlit și citit. Să te vedem pe tine. Oh, la mine am numărat, sunt mai multe. Câte, doamna învățătoare? Acum urma să zic, tu m-ai întrerupt. Tocmai 97. S-a bâlbuit! Oricum mai mult decât tine! Și Luminița câte are? I-am depășit-o, nu? Nu a reușit! Și de această dată, Luminița este eminentă! 119 de cuvinte! Poate ceva cu ceasul ai trișat! Păi tu singur ai pornit cronometru! Da, într-adevăr! Atunci bravo, Luminița! Mulțumim! Toți ați trecut peste 50 de cuvinte, deci treceți în clasa a patra! Felicitări! Este bravo! Ne vedem în clasa a patra! Ia să vedem pentru început cine cunoaște câte oase are corpul uman! O să număr!
Ce să numeri? Eu știu! Sunt 90! Mai adăugați? Eu zic că sunt 347! Uuu, Dumitru, ai luat-o prea sus! Eu cred că 50! Oase în burtă nu ai! Dacă n-ai mâncat un pește! Păi parcă i-am zis luminiței, sunt mai mult de 90! Atunci câte sunt? Vă rog să memorizați! În corpul uman, atunci când este adult, sunt între 206 și 208 de oase! Wow! Înseamnă că eu am fost cel mai aproape! Eu zic că aceasta este o minciună. Cine știe câte oase avem noi? Cine numără pe mine, spre exemplu? Da, noi nu seamănăm unul cu altul. Credeți-mă, scheletul este același. Atunci eu am fost cel mai aproape de numărul corect. Deci am luat cea mai mare notă. Totuși ai fost departe de adevăr. Dar dacă vrei atât de tare o notă, ia vino la tablă. Vin. Mie îmi place biologia. Întrebați-mă! Ia spune-mi, te rog, unde se află plămânii? Oh, ce simplu! Aici! Bine, dar unde sunt rinichii? Rinichii... aici. Inima? Inima, stai! Stânga dreapta, stânga mea, stânga lui... aici, undeva pe aici. Greșit! Atunci, aici! La fel greșit! Inima se află aici la mijloc, doar că puțin deplasată la stânga. Aici, fix în acest punctuleț. Doar la mine bate peste tot și la spate chiar. Păi așa se simte! Poate să-ți bate și la tâlpi. Vai ce întrebări simple de ei! Ia-mi spune tu unde se află cel mai mic os din corpul uman. Limba oase n-are... undeva pe aici, pe la urechi. Bine, și ce dimensiune are acest os? Păi, cât are urechi? Vreo 3 cm, cam așa. Răspuns greșit, 2 mm. 2 mm? Da. Păi și unde este el? Uite aici, la ureche. Ultima întrebare și te lăsăm în pace. Cum se numește cel mai mare os din tot corpul uman? Cap! Mircea, văd că ești foarte isteț azi! Ia vino la tablă și ajută-ți colega! Te-a mâncat limba! Nu, dar pentru ce? Eu știu! Hai, du-te! Hai, mișcă piciorușele! Că dacă nu, voi împărți o notă la 2! Hai, Mircea, dacă aveți 10, ai și tu 5 și iară 5. Dar dacă e un 8, 4. Hai, Mircea, du-te la tablă. Osul acesta de la picior. Ai fost aproape, dar este femurul aici, un pic mai sus. E mai mare. Într-adevăr. Dar eu credeam că aici... Of, nici nu știu ce notă să-ți pun. Un 8 împărțit la amândoi. E seama. Da, îl chem pe fratele mai mare, dacă mai zici ceva. Ce notă am? 7. Da, de ce 7? Eu am răspuns corect, vreau mai mare notă. Dacă mai vorbești atâta și mai zăbovești, îți dau 6. Bine? Bine, 7. Și eu plec în bancă. Nu, tu stai aici. Deci privești atent imaginea. Ții minte? Da. Acum întoarce-te cu fața la clasă și cu spatele la tablă. Ce vrea să-i facă? Nu știu. 4. Film aici. Rămâne. Ți-am zis cu fața la colegi. Prima întrebare. Care sunt organele de simț? Mâna. Piciorul, Mircea. Văd că nu te descurci. Bine, îți dau un indiciu. Mirosul. Hai tu, continuă.
Simțurile? Gusturile? O, Mircea, da, continuă, corect! Dați voie să privești numai o secundă încolo. Hai cu ochi. Gata? Gust, simț, dar mie mi-ai zis acestea. Acum uite-te aici, organele de simț, scria. Sunt mirosul, vederea, auzul, atingerea, gustul. Vezi cât sunt de multe. Dar am privit mai sus, credeam că aici trebuie să mă uit. Hai, treci în bancă și să nu te mai aud șoptind la colegi. Bine. Că-i duce în eroare pe toți. De ce ai spus, profi, să-mi pună notă așa de mică? Atât îmi meriți, nu trebuie să te lauzi. Mie-mi place biologie, mie-mi place biologie. Hai, lasă, te rog frumos. Mai mult nu-ți mai dau să copiezi la lucrări. Gata. Uite, deja s-a spărat. Dumitru, dar tu ce aștepți? Să sune de pauză? Hai, vină la tablă. Ce-ai pățit? Nu nimic. Părdoseala e cam strâmbă pe aici. Dumitru, fă cunoștință cu Mărioara și apropii-te de ea. Salut, Mărioara, eu sunt Dumitru. Mărioara nu-i pentru glume, ci pentru a învăța anatomia corpului. Dar văd că e glumeață, ea-mi zâmbește. Tu vei răspunde la sistemul muscular, unde sunt bicepsii. Ha! Biceps știu! La antrenament mi-a spus antrenorul. Numai că nu prea are ea, sarmana. Iată aici. Bine, văd că știi. Ia arată unde sunt mușchii piciorului. Simplu, la picior. Iată așa aici. Nu. Aici. Nu. Aici. Greșit? Aici? Acolo tu mărăți mușchi fisieri? Ți-am spus, a piciorului! Păi, nu-i picior asta, nu? Ce e, Dumitraș? Antrenorul despre asta nu ți-a spus? Sau vrei să împărți nota cu Mărioara? 8! Acolo, corect! Eu, de fapt, n-am arătat, dar... Așa și mă gândeam, doar că am uitat! Mărioara, mai șoptește și tu de când în când. Și ultima întrebare. Arată unde este mușchiul croitor. La mână, că croiești. La mână? Așa croiești? Mai puțin să tragi cu urechea. Ce? Nu există așa mușchi. Ați vrut să-mi faceți o farsă? Dumitru, nu este 1 aprilie să-ți fac eu farse. Aici se învață carte, nu pranguri. Trece la loc. Dar păi și întrebări mai puneți nouă. Totuși, unde este mușchiul croitor? Eu sunt curioasă. La croitorie.